bine v-am regăsit pe fiecare cu bucurie, sunt Raul Damian și din nou la emisiunea Bătăliile Inimii, alături de mine psihologul Norian Munteanu, bun revenit Norian! Bine v-am găsit! Astăzi vrem să vorbim despre sănătatea emoțională a cuplului și aș pleca de la două întrebări care să clarifice câteva lucruri esențiale. În primul rând, ce este sănătatea emoțională și de ce este important să vorbim despre ea? Ce este sănătatea emoțională? Ca să ne exprimăm așa foarte simplu, dacă un cuplu are sănătatea emoțională, înseamnă că un cuplu are locuri în care se întâlnește. Întrebarea de la care aș porni eu ar fi unde mă întâlnesc cu soțul respectiv cu soția mea. Astfel, un cuplu care are sănătatea emoțională poate să meargă spre bună stare. Are parte de o comunicare corectă, are parte de deschidere, lucrează împreună pentru a rezolva problemele. Proiectează un viitor împreună și așa mai departe. Observăm o creștere. Însemn, uh, sănătatea emoțională înseamnă condițiile necesare pentru creșterea fiecăruia. Personală, profesională și spirituală. Și atunci ca să ne întoarcem din nou la, la întrebarea ta și să uh, vedem cum stau lucrurile, întrebarea ar fi. Ai crescut alături de partenerul tău? A crescut și el alături de tine? Și ați crescut unul împreună cu celălalt? Sau ați crescut unul împotriva celuilalt? Pentru că, din păcate, este o realitate atât de dură a cuplurilor în ziua de azi, în care dacă există creștere, creștem unul împotriva altuia. Și ca să mă duc pe a doua parte a întrebării, de ce avem nevoie de sănătate emoțională? Avem nevoie de sănătate emoțională a cuplului pentru că este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Același principiu care se aplică în medicină se aplică și în psihologie Este mult mai ușor să luăm lucrurile din fașă Dacă se acumulează frustrări, dacă se, se întâmpină probleme Este mai ușor să le luăm de la început, să le corectăm Și să mergem pe o viață și nu orice fel de viață O viață din belșug cum ne, cum ne promite Scriptura Cum putem evalua, spre exemplu, sănătatea emoțională în cuplu? Există mai mulți parametri pe care îi folosim pentru a evalua această sănătate dar primul și cel mai important este siguranța și acum siguranța este așa un cuvânt uh, utilizat și poate devalorizat în ultimul timp. Ce înseamnă siguranță în cuplu? De multe ori în ședințele de terapie individuală și de cuplu aud ceva de genul unul dintre parteneri spune nu mă simt în siguranță și celălalt de obicei bărbatul spune ceva de genul. Uh, dar ce am făcut? N-am bătut-o niciodată, n-am ridicat mâna la ea, n-am urlat, dar nu despre asta este vorba. Siguranța în cuplu înseamnă să pot să vin în, parte, în fața partenerului meu cu toată deschiderea și să, să nu mă simt judecat, să nu mă simt respins, să vin pentru rezolvarea problemelor, să am un alt suflet, un alt om cu care pot să împărtășesc lucrurile bune, să zicem că aici e mai simplu, dar și lucrurile rele. Să poartă cineva povara. Împreună cu mine. Acesta este primul parametru și din el izvorăsc toate. Pentru că dacă avem o siguranță satisfăcătoare în cuplu, dacă mă simt ajutat, apreciat, simt că am unde să merg, atunci putem vorbi despre o comunicare sănătoasă. Aici la comunicare lucrurile sunt mai simple. Știm cu toții de mici, comunicarea în cuplu e foarte importantă, deschiderea de asemenea, dar dacă nu am înainte o, o siguranță, este foarte greu să am o comunicare. Dacă de fiecare dată când vin cu o problemă, prima oară se caută vinovatul, cât de des nu întâlnim acest, această dinamică de cuplu. S-a întâmplat ceva și prima reacție este de ce ai făcut lucrul ăsta? Cum ai putut să faci? De ce ai fost neatent sau neatentă? Vine învinuirea, vine critica și atunci mi-este greu să apelez la partenerul meu din potrivă, ajung să ascund anumite lucruri și acest lucru face parte din simptomele divorțului emoțional de care vorbeam mai de mult. În momentul când încep să ascund, când am adevărul tăinuit față de partenerul de viață. Așa că să facem o scurtă recapitulare ca eu să nu mă pierd în detalii. Avem siguranța, avem comunicarea și deschiderea, avem creșterea împreună. Sunt unde am fost când ne-am căsătorit, de exemplu, unde suntem acum din punct de vedere personal, profesional, dar și, poate cel mai important, spiritual. Cine trage? Cine trage familia spre Dumnezeu? Cine trage familia spre biserică? De multe ori a, vin în terapie soții care au această frustrare, că soțul nu își asumă rolul de preot în familie și atunci iar acest lucru afectează sănătatea emoțională a cuplului. Poate cuplul să facă proiecții în viitor. Unde se văd în viitor? Merg împreună, trag împreună în aceeași direcție. Acestea, aceștia sunt câțiva parametri și acum trecem la partea de doctorat în relații, de lucrurile foarte importante. Există slujire reciprocă, există intimitate. Dacă există intimitate și există slujire reciprocă, înseamnă că am ajuns în vârful piramidei, la cel mai important și cel mai greu lucru de atins, și anume slujirea reciprocă pe care o învățăm din exemplul lui Hristos. Ai amintit la bază siguranța și mă gândeam la cuplurile care se formează, vreau să întreb, intrăm în căsătorie cu această siguranță existentă sau ea se formează după ce ne căsătorim? N-aș vrea să dau un răspuns așa ca o pătură care acoperă toate cuplurile, dar majoritatea cuplurilor intră în relație cu nesiguranță. Pentru că fiecare dintre noi venim cu anumite bagaje din familie. Fiecare dintre noi avem în sinea noastră niște nesiguranțe profunde care ne afectează percepția și reprezentarea lumii. Și atunci, fiind vorba de relații atât de delicate și de fine cum este relația dintre soț și soție, de foarte multe ori e posibil ca eu, ca și bărbat, să am nesiguranța, să pornesc de la premiza că nu sunt suficient de bun. Și atunci, orice lucru care se întâmplă cu soția mea, alimentează această nesiguranță. Și nu înseamnă că ea îmi subminează autoritatea sau ea, cum îmi place mie să spun, așa mai colocvial, mă bușește, ci eu interpretez acest mesaj. Poate ceva se întâmplă în viața ei și eu interpretez acest mesaj ca o critică, ca o pedeapsă. Așa că pentru a răspunde simplu și concis, majoritatea cuplurilor intră, nu cu siguranță, ci cu nesiguranță în relație. Um, aș merge puțin mai departe cu discuția noastră. Unde se vede exact faptul că există o problemă la sănătatea aceasta emoțională în cuplu? Când se vede? Pentru că unii vor spune, dar noi nu ne certăm. Eu i-am spus soție ce să facem astăzi, care e programul, sau soția mi-a spus care este programul, am înțeles, ok, mergem mai departe, în fiecare zi ne comunicăm programul, cine ia copiii, cine îi duce și așa mai departe, la ce oră venim acasă de la serviciu, cine gătește, cine face curățenie, dar cu toate acestea, parcă ceva nu merge bine, măcar că nu ne certăm. Acum aș putea să fiu acuzat de faptul că sunt un promotor al certei. Nu cred că, că sunt așa, dar posibil să fiu interpretat greșit. Ideea este că în terapie un cuplu care nu se ceartă ridică mai multe semne de întrebare și e mai greu de lucrat cu un cuplu care nu se ceartă. Pentru că de cele mai multe ori, când în relația de cuplu nu există măcar o polemică, o diferență de opinie, înseamnă că cei doi au ajuns la concluzia că nu mai merită. Nu mai merită, nu mai are rost, nu mai merită deranjul până la urmă. Și este, este devastator acest lucru. Atât de multă binecuvântare are căsnicia de oferit, și practic mă rezum, după cum foarte bine ai punctat, mă rezum la niște roluri superficiale. Adică ce sunt? Sunt doar un șofer în familia mea, sau doar o gospodină, doar o bucătăreasă, doar aduc bani acolo? Sau sunt soție, mamă, soț, tată? Rolurile acestea sunt mult mai importante pentru că, până la urmă, dacă luăm bărbatul, rolurile lui sunt cel de a, a proteja familia, de a asigura bunăstarea familiei și de a fi un preot. Să nu uităm niciodată de acest parametru important. Dar dacă mă, mă retrag doar în rolurile superficiale, este ușor să nu mă cert. Să devenim colegi, să devenim niște camarazi, dar să nu devenim parteneri până la urmă. Și se vede unde se vede. Cel mai bine nivelul de sănătate emoțională este, după cum spuneam la început, unde ne întâlnim și dacă avem parte de intimitate până la urmă. Și când vorbesc de intimitate, nu mă refer doar la uh, relațiile sexuale. Mă refer la intimitate ca tot ce înseamnă timp de calitate petrecut împreună, tot ce înseamnă când cei doi vin împreună și își împărtășesc din lumea interioară a fiecăruia, când vorbesc de temeri. Când vorbesc de dorințe, de lucrurile cu care se confruntă, acolo este puterea relației de căsnicie. De exemplu, dacă o soție nu are curajul să împărtășească cu soțul ei nu știu, o durere a inimii ei, de teamă ca să nu îl activeze da? în sensul negativ, putem vorbi despre o problemă la sănătatea emoțională? Da, categoric. Putem vorbi de o problemă. În momentul în care uh, eu nu vreau să știe sau mi-e teamă să afle soțul sau soția mea ce se întâmplă cu mine, este, imaginați-vă următorul scenariu, să facem un experiment, ai un accident de mașină, ai o problemă serioasă. Prima persoană pe care o suni e în general partenerul de viață, e cel mai apropiat om de tine, e soțul sau soția. Dacă prima reacție este cum să ascund lucrul acesta de soț sau de soție, înseamnă că este o problemă și este o problemă de sănătate emoțională. Care mai sunt lucrurile care ar putea să provoace o distrugere din punct de vedere emoțional într-un cuplu? Sunt câțiva, să zicem, călărețe apocalipsei când vine vorba de relația de cuplu. Unul dintre ei este critica. Și acum poate unii dintre cei care urmăresc această emisiune să că bun, ce înseamnă? Că nu mai spun ce mă deranjează? Parcă vorbeam înainte de încurajarea discuției, chiar a conflictului, dacă e nevoie. Nu, critica nu înseamnă să spun ce mă deranjează. Critica înseamnă să atac persoana celuilalt, să atac identitatea lui. Câteva exemple ar fi: Tu niciodată nu te interesezi de familie. Asta este o critică de identitate și, în general, nu este adevărată este o imagine caricaturală a soțului sau a soției, doar că această judecată de valoare până la urmă vine cu atât de multă durere și cu atât de mult resentiment încât ajungem să aruncăm cu cuvinte unul în celălalt cu scopul de a ne răni și atunci se acumulează multă frustare și durere, evident. Așa că odată este critica. Nu vorbim de critica constructivă, vorbim de atacul la persoană. Al doilea, care este iarăși foarte, uh, foarte dur, este disprețul. Și ce înseamnă disprețul? Ado abordarea sau adoptarea unui aer de superioritate față de partener. De exemplu, soția mea, ea nu se descurcă, ea nu nu se pricepe, ea nu știe. O banalizează pe soția mea, pe femeia de care m-am legat pentru toată viața sau uh, soțul meu este un mototol. E un cuvânt foarte dur și aceste lucruri se Arunc atât de des în cuplu, din păcate, și în cuplurile evanghelice. Și un lucru și mai micuț, dar care este un predictor important pentru sănătatea uh, emoțională a cuplului sau chiar lipsa ei, este disprețul manifestat prin datul ochilor peste cap. Lucru pe care sunt convins că l-am experimentat cu toții și noi în familiile noastre este o idee de uh, mi-a ajuns, m-am săturat, sunt enervat și mă consider un pic mai bun decât tine. Așa că dacă simțiți la un moment dat că vă dați ochii peste cap, e un semnal de alarmă. Nu înseamnă că e un verdict, nu înseamnă că totul s-a încheiat acolo, înseamnă că trebuie să intervin și să lucrez, să fiu atent un pic la mine. Un pic de smerenie poate ajuta foarte mult în situațiile acestea. Și mergem mai departe. Este un cuvânt în engleză, sună foarte pompos, se numește stonewalling. Adică pun un zid de piatră. Și ce înseamnă asta? Aici pot să dau puțin de exemplu personal. Eu sunt o persoană comunicativă, vorbăreață, volubilă, îmi place să glumesc, să râd în familie, dar în momentul în care mă supăr, pun un zid de piatră, devin ursuz, sunt mult mai măsurat și mai cumpătat cu cuvintele, chiar tonul meu este mai jos, mai sobru, mai sumbru și mă retrag. Și este foarte evident acest lucru, și atunci, ca să fie cireașa de pe tort, dacă soția mea mă întreabă ce cu tine, răspund nimic. Poate chiar mai metalic decât acum. Retragerea asta emoțională este un semn rău, un echilibru disfuncțional în relație. Așa ceva nu duce la prosperitate și la sănătatea cuplului. În momentul când îl pedepsesc pe partenerul meu, pentru că mi-a spus ceva și poate este pe bună dreptate să am un pic de resentimente, dar în momentul când nu adresez problema, nu vorbesc, nu comunic, ce fac? Atac fundamentul relației și anume siguranța. Aș vrea să luăm și câteva cazuri poate exacte și aș întreba dacă este o mare problemă cu privire la sănătatea emoțională atunci când soțul îi spune, auzi, Părinții mei, mama mea, păi a făcut nu știu câți copii, a lucrat, ești prea sensibilă Acum imediat îmi dai semne de anxietate, că cu depresia, toată lumea vorbește despre depresie Și soțul încearcă să fie un pic, încearcă, e cred că natural în, în cazul acesta să fie destul de dur Ei afectează mult o astfel de situație? Hmm. În general, tendința bărbaților, mai ales, este în situații de genul acesta în care ne confruntăm cu emoții și dileme emoționale, dacă nu știu exact pe ce tărâm sunt, este tendința asta, încerc să o scutur puțin, între ghilimele. Și, în general, acest lucru nu este unul benefic. Acum, perfect de acord, vorbim de generații și generații. Generațiile dinaintea noastră, din punct de vedere fizic, să spunem așa, au trecut prin lucruri mai grele decât noi. Din punct de vedere emoțional, mie mi se pare, și acum știu, eu sunt psihologul, eu mă ocup cu lucrul ăsta, s-ar putea să nu fiu obiectiv, dar mie mi se pare că trecem prin mult mai multă nesiguranță că tot vorbim despre acest subiect, și nesiguranța asta afectează starea noastră psihică, sănătatea noastră emoțională, individuală și de cuplu. Și atunci, mai bună întrebare sau mai, bună, mai bun mod de a începe discuția ar fi axarea pe nevoi. Ce nevoie ai tu acum? Observ că treci printr-o perioadă mai grea. Se întâmplă ceva cu tine. Care e nevoia? S-ar putea să răspund să fie? Nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Și atunci mă duc mai departe. Dar de când a început? Ce s-a întâmplat în jurul acelei perioade? Sunt în mod legitim interesat de viața ta. Și s-ar putea răspunsul să fie adevărat. Da, într-adevăr am nevoie de un pic mai multă structură. Da? Bun. Cum pot să te ajut în direcția asta? Cum pot să te ajut în ideea de structură? Poate ai nevoie de un model. Poți să fii un model pentru tine dacă stăpânezi bine acest domeniu. Pentru că nu avem nevoie de un torționar, de cele mai multe ori fiecare dintre noi folosim biciul pe noi. Avem în minte un critic intern care ne spune niște cuvinte grele. De cele mai multe ori îi întreb pe clienții mei, dacă cineva ar vorbi cu o persoană dragăție, așa cum vorbești tu cu tine, cum ar fi? O ar fi groaznic? Ei bine, avem acest critic intern și atunci dacă criticul intern e dublat și de unul extern, de multe ori, care este reacția? Mă ascund. Dacă din partea ta, Raul, de exemplu, am nevoie, am parte doar de critică, după fiecare emisiune, la un moment dat mă ascund, la un moment dat poate nici nu mai vin. Este mult prea... Dar dacă te apropii de mine și îmi spui, Uite noi, Ana, am, am un sfat pentru tine, poate te ajută lucrurile astea. Ce se întâmplă cu tine? Tot în regulă vrei să vorbim despre lucrul ăsta, adică iei tu rolul terapeutului până la urmă. Câștigăm relația. Pentru că până la urmă avem de luat o decizie foarte importantă în relația de cuplu. Vreau să am dreptate sau vreau să salvez relația? Și de multe ori mi se întâmplă să am dreptatea, să țin dreptatea în mână și să pierd relația. Și acum iarăși poate cineva își dă ochii peste cap și spune, „Pe păi ce facem aici? Ne batem joc de dreptate și de adevăr? Nu, nici de cum. Întotdeauna consecințele există și nu renunțăm la adevăr, dar întotdeauna ne uităm la relație și prin relație putem ajunge să îndreptăm lucrurile. Un alt caz care îmi trece pe cum tenorian ar fi situația în care o soție um, observă că soțul ei mănâncă mai des la părinții lui. Trece foarte des pe la el, vine acasă, ea s-o pregătit. Și el spune nu-mi e foame, că am fost pe la mama și am mâncat. Afectează sănătatea emoțională astfel de situații în care el mai des trage pe la mama decât pe, la, pe acasă? Wow, este un exemplu foarte bun și foarte delicat. Pentru că, în primă fază, putem zice până la nu e vorba de o masă, ce contează lucrul acesta. Dar sunt niște implicații foarte subtile până la urmă. Unde m-aș duce eu cu gândul primar ar fi, a existat cumva o separare între familia de origine și familia nou formată? Pentru că este incredibil de important și este în general responsabilitatea bărbatului să taie cordonul umbilical și să fie el și soția lui. Acum, iarăși, vorbim de o masă. Să nu supra. Uh, îmi vine uh, cuvântul în gând supra spiritualizăm, nu e vorba de spiritualitate aici să supra psihologizăm un cuvânt inventat situația, dar uh, ideea ar fi se simte soția mea apreciată aceasta este o întrebare care poate să mă ghideze pe mine ca soț, care sunt nevoile soției mele și se simte soția mea apreciată, pentru că dacă ea trudește pentru a își îndeplini până la urmă rolurile. Nu zic că rolul femeii este să fie bucătăreasă, zic că rolul femeii este să transforme casa într-un cămin. Și dacă ea trudește în, acea, în acel domeniu, merită apreciată. Și este bine pentru mine, ca bărbat, să o apreciez. Așa că poate să devină o problemă, poate să fie un lucru mic, și poate să devină o problemă. Acum. Bărbatul, în povestea ipotetică, este într-o situație delicată, pentru că și afecțiunea părinților, în special afecțiunea mamei, de multe ori se exprimă prin mâncare, și afecțiunea soției de multe ori se exprimă prin mâncare, și atunci nici nu vrem uh, soțul să ia două mese la fie, în fiecare punct al zilei. Așa că este nevoie de multă înțelepciune și n-am un răspuns clar în direcția aceasta. Cumva, răspunsul meu ar fi soțul să urmărească liniștea și, sănăta și bunăstarea soției și aprecierea. Soția se simtă în permanență apreciată. Sigur se găsesc soluții de compromis. timpul le mai permite poate un caz care tot îmi vine acum în minte. Schimbăm un pic rolurile. În situația în care soțul cumva, nu știu dacă îi reproșează direct, dar probabil are frământările astea interioare, în care se gândește, măi, noi avem copii, de crescut, dar soția mea tot pe la sala de fitness tot pe la cumpărături, tot cu prietenele prin oraș. Da, e o soție modernă care îi place și așa a fost crescută, dar copiii și-au nevoie de mamă. Cât de mult afectează sănătatea emoțională o astfel de, de situație? Afectează foarte mult uh, sănătatea emoțională a cuplului dacă familia este pe locul doi și este valabil și pentru soț și pentru soția. Din nou, întrebarea ar fi care este nevoia soției? Sau, dacă e vorba de bărbat, de ce fugi? Pentru că, în general, bărbații se refugiază în muncă. Atunci când lucrurile încep să fie grele în familie, se refugiază în muncă. Pentru o femeie nu e atât de ușor. Pentru că, atunci când există copii, copiii trag mai mult de mamă ca să fie în cuplu. Dar uh, rezultatele sunt devastatoare dacă mama pune copiii pe pauză pentru a-și îndeplini latura asta uh, de validare din, uh, din societate. Și trăim într-o societate care spune tu pe primul loc, tu femeia, tu bărbatul, toată lumea are de câștigat dacă îți pasă în primul rând de tine. Ori, acum virăm pe partea spirituală. Nu asta suntem învățați să facem și până și studiile ne învață lucrul ăsta, că în momentul în care am un scop și îmi dedic viața unui lucru mai înalt, am de câștigat atât eu cât și cei din jurul meu. Și atunci, soțul este iarăși într-o situație delicată, aceeași întrebare se păstrează, care este nevoia? Și abordarea poate să fie una cu foarte mare blândețe. Și atragerea, întotdeauna, atunci când atrag atenția asupra emoțiilor mele, fără să încerc să fiu critic, cu toate că este un subiect unde îmi vine să fiu critic și poate sunt îndreptățit să fiu critic, eu aș zice să mergem în direcția aceasta. În familie avem nevoie de tine. Eu, ca soț, am nevoie de tine, am nevoie de soția mea. Mai mult, mi-e dor de soția mea. Care sunt nevoile tale? Cum aș putea să-ți fac viața din cuplu, viața din familie mai ușoară? Prin ce treci? Cu ce te confrunți? Indiferent. Le rezolvăm împreună, dar avem nevoie de tine aici, în primul rând. Uh, nu pot să nu mai pun o situație, pentru că ai vorbit despre nevoi mai mult și ai accentuat urmărirea nevoilor. Sunt bărbați care vin acasă și zic că am nevoie de liniște. Și se tolănesc într-un fotoliu, la televizor, la telefon, numai că îi trebuie un pic mai multă odihnă și liniște pentru că ore în a fost la serviciu. Cât de mult afectează, până la urmă el spune, eu nevoia mea, trebuie împlinită, dar totuși cât de mult afectează sănătatea emoțională a cuplului. Din nou, răspunsul este unul simplu, afectează foarte mult. Și în general, ideea aceasta de am nevoie de liniște vorbește și de o epuizare categoric. Joburile noastre sunt tot mai stresante și avem nevoie de timp, să zicem, individual. Doar că timpul la televizor, timpul la telefon nu este ceva ce să încarce bateriile. Din potrivă, este vorba de un conținut pasiv care nu face altceva decât să mă țină într-o zonă de amorțeală. În momentul în care nevoia asta recurentă, acum nu vorbim de odată, da, sau odată din când în când, când în fiecare zi nevoia asta de liniște seamănă cu o letargie, înseamnă că este o problemă mai de fond. Iarăși, de data asta, um, Pro, uh, responsabilitatea pică pe umerii soției. Trebuie abordat acest lucru. Iarăși, cu ce te confrunți de fapt? Pentru că nevoia asta de liniște, nu, nu aici ai nevoia de fapt. Acesta este un simptom. Este ceva mai de profunzime. Poate simt că nu mai am energie. Poate să fie vorba de burnout, poate să fie ceva de la lucru, ceva greu, ceva ce simt că nu pot face față, că am nevoie de toate resursele posibile numai ca să mă târăsc prin viața de muncă. Și atunci e o problemă. Atunci am nevoie mai mult de soția mea și de familie să vină în jurul meu ca să pot poate lua niște decizii greu de luat. Sau poate mă simt în relația de cuplu neadecvat, poate simt că nu mai am interacțiune, poate mă simt neapreciat. Și atunci este o formă de protest, poate chiar inconștient, în care dacă oricum nu fac nimic bine în casa asta, na păi măcar să mă bucur de un pic de liniște. Iarăși, nevoia este una mai profundă. Ideea asta cu nevoia de liniște, mie îmi sună a ceva ușor, ceva ce poate cu toții putem înțelege. La fel ca și nevoia de bani, la fel ca și nevoia de multe alte lucruri. Sunt niște, e ca un praf în ochi care se aruncă și atunci este imperios necesar să intrăm în profunzimea lucrurilor și să riscăm să ne certăm. Pentru că e foarte ușor să te cerți cu omul care vrea liniște și tu să spui, nu, nu, acum este important să vorbim. La final, aș vrea să transmiți ascultătorilor noștri soluțiile, ca și concluzie, câteva soluții cu privire la problemele acestea emoționale în cuplu. Soluțiile sunt simplu de enunțat și greu de pus în practică. Una dintre cele mai importante soluții, să spun așa, este perseverența, adică a accepta ideea că nu renunțăm la viața de cuplu. Nu renunțăm la căsnicie, nu ne luptăm pentru bunăstarea emoțională. Și atunci, dacă știm, dacă învățăm să fim perseverenți și pornim de la această premiză că nu există ieșire, nu folosim nicio portiță care, care ni se oferă, este mult mai ușor să fim perseverenți în iertare, perseverenți în slujire, perseverenți în dragoste. Și atunci este mai ușor să fim atenți la nevoile celuilalt și să intrăm în această mentalitate de slujire în care suntem preocupați de binele partenerului nostru. Și atunci vă dau nu doar o soluție, ci și o temă. Mergeți acasă, mergeți la partenerii voștri, mergeți la soția voastră, îmbrățișați-o, întrebați-o: Care e nevoia ta? Cum a fost ziua ta? Vreau să văd ce e în sufletul tău sau să nu fim părtinitori. Mergeți la soț. De asemenea, îmbrățișați-l și apreciați-l. Apreciez ce lucruri minunate faci pentru familia noastră și ce binecuvântați suntem că te avem, că suntem împreună cu tine. Cum a fost ziua ta? Care sunt lucrurile cu care te confrunți? Mă interesează ce se întâmplă cu tine. Și de aici pot veni lucruri bune și vă încurajez în această direcție. Alături de mine, psihologul Norian Muntean, Mul mulțumesc tare mult pentru participarea în cadrul emisiunii de astăzi unde am vorbit despre sănătatea emoțională în cuplu. La final nu rămâne decât să fac o urare. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile românilor.